Salut! Astăzi sunt în Parcul Natural Prohonițe, la 10 km lângă Praga. Un parc natural cu castel, grădină botanică, lac și am venit în mod special ca să văd rododendroni înfloriți. Parcul acesta are peste 800 de rododendroni, de toate culorile, sunt absolut superbi. Așa că o să facem o plimbare împreună. În mod normal, am înțeles că luna mai ar fi perioada lor de înflorire, dar pentru că anul acesta primăvara de la Praga a fost foarte ploioasă, încă sunt înfloriți acum la începutul lui iunie. Wow! Ce frumos miroase. Ok, deci parfumul de mai devreme era chiar de la rododendron. Da. După unul galben, unul portocaliu. Omizi. Ok. Hello. Nu o să miros chiar floarea asta. Nu mirase. Ok. Și unul roșu. Pretty. Și ăsta mirase un pic. Parcul are peste 10 km de trasee. Te plimbi ca printr-o pădure pe aici. E liniște, nu-i aproape nimeni, fiind și în timpul săptămânii. Se aud păsările, arbuștii înfloriți. Este ceva superb, chiar recomand pentru oricine vine la Praga. Lumea l-a alergat pe aici. Cu bicicleta nu se poate veni pentru că e arie protejată, dar l-a alergat la o plimbare, la un picnic. Și ce avem aici? O căsuță cehească. Drăguț! Mică pauză. Nu se vede din cauza luminii de contrajur. Dar în acest stejar este o mică scorbură și în acea scorbură e o pasăre care piuie. Când ajung acasă, o să folosesc aplicația de identificat păsări și Shazam-ul pentru păsări să vedem exact ce e.
foarte drăguț, abia se vede un pic un cioculeț ieșit din scorbură. Cel mai probabil este o ciocănitoare, pentru că are un pic de moț roșu, dar vom vedea. Acum am prins scorbura, dar nu mai cânteia. A, uite-o! Scos un pic capul. Au foarte mulți stejari bătrâni aici. Am înțeles că parcul ar fi fost creat pe la 1880, dar e clar că unii dintre copacii aceștia sunt mult mai bătrâni. Parcă ar fi din povești. Și în sfârșit, o veveriță! Speram să apară una. Cred că imaginea e foarte tremurată pentru că zoom-ul este la maximum. Dar e așa drăguță! Mănâncă ceva! Hey, baby!